Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. După cum puteți observa, noi astăzi ne aflăm în la Clubul Copiilor din Roman, la clasa de pictură, dacă zic bine. Pictură 3D. Și alături de noi este nimeni altul decât domnul Kerny Varna Iote. Cu toții îl cunoașteți prin diversele activități pe care dumnealui l-a interprins în orașul Roman și prin pictură. Și avem aici foarte multe tablouri. În cadrul acesta în care noi suntem filmați, vedem doar câteva, dar pe parcurs veți observa și lucrări minunate. Ce mai faceți, domnul Kenny? Lucrăm în continuare. Vrem să arătăm că există și alt stil de pictură. Chiar am descoperit câteva materiale și vreau să arăt că arta e atât de largă încât toți poate să o accepte, nu poți cuprinde, și orice fac copiii se cheamă operă de artă, pentru că mai târziu nu o să mai avem ce să criticăm. Corect. În primul rând vreau să vă felicit pentru acest eveniment. Ne-am bucurat să venim la acest eveniment, la această expoziție pe care dumneavoastră o aveți în atelier, și aveți și două domnișoare alături de noi, care în cadrul încă nu sunt și aș dori să vină lângă noi. Cele mai bune eleve care au dorit, au vrut și au lucrat, pentru că în artă nu există, nimeni nu s-a născut, nici geniile nu s-au născut deodată. Deci, pe parcurs, capeți talent, capeți rutină și automat poți să înveți orice. Faptul că am descoperit atâtea materiale, le-am învățat și pe ele să lucreze cu un stilul acesta. Am o întrebare. Prin mâna dumneavoastră au trecut foarte mulți elevi. I-ați șlefuit în arta picturii. Cum își dă seama un elev, sau dumneavoastră de fapt, cum vă dați seama că un elev are talent și potențial? Eu mai dur sunt cu talentul, că talent nu există. Dacă îți place, cu timpul, orice se poate. Orice, rutina e de bani, în orice meserie. Dacă e meticulos, dacă vrea, înseamnă că poate. Dar dacă e repezit, are timp să dezvolte mai târziu. Eu așa încerc. Dacă îl văd că e meticulos și stă, dacă vrea codița aia să mă facă cum... Nu trebuie neapărat cum vreau eu, dar cât de cât să-l văd, că atunci înseamnă că poți să tragi de el și... Are potențial. Are potențial. Poate fi dezvoltat. Da. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Paciună Elia și practic pictură cu Kenny, cred că din clasa 6-a. Și ne-a atras faptul că ne-a prezentat un stil nou de pictură și ne-a dat curaj și este unul din puțini oameni care ne-au susținut și ne-au dat atâta libertate și cred că așa am ajuns la nivelul la care sunt acum. Așa. Ai câteva lucrări expuse aici, ne le poți prezenta? Da, sunt pe șevalet. Sunt pe șevalet, o să ilustrăm mai târziu atunci, în cazul acesta, că noi filmăm de pe loc. Karima Corina, fac pictură cu Kenny din clasa 5-a. El m-a impresionat, am venit prima dată la el și am văzut cum pictează, cum lucrează, modul lui de a preda și m-a atras. Și ai continuat? Da. Domnul Kenny, vă rog să veniți alături de noi și aș vrea să ne spuneți despre aceste lucrări minunate, pentru că multe din ele sunt 3D, eu așa le numesc. Nu am văzut așa ceva până la dumneavoastră în atelier. Eu cred că în oraș, am avut la București expoziția aceasta cu alte lucrări. E prima expoziție, se cheamă pictură sculpturală, deci e combinat 3D cu relief, pentru că tehnica, din ce în ce înaintăm, e mai dezvoltată, apar materiale noi, apar tot felul de scule noi, apar... De ce să nu? Dacă ei trec cu 3D-ul, cu lasere, cu... Asta noi facem la mână cu materiale care sunt. Și la stadiul ăsta poți să ajungi dacă îți place. Orice. Numai să-ți placă. De copiii care am în față, am foarte mult format și, sincer, i-am obișnuit și pe ei la rândul lor să lucreze cu alții care vor. E un lucru mare să vezi că cei care ai învățat și au ajuns la stilul tău de lucru să lucreze cu alții. E o chestie, că vezi bine în ziua de azi cu calculatoare, cu asta, nu-i problemă, tot pentru ei s-au inventat și asta, da? E bine că să se opre, e un relaș arta. Asta vreau să-i exprim. Și toți din oraș, dacă vor să vadă
au spus că la Facebook e diferență între poză și realitate. Dar nu există termen de comparație. N-am cum să exprim că asta floare, asta petală, asta e relief. Chiar vă rog să o arătați la cameră. Din profil, ca să se poate vedea că este lucrată în 3D, florile sunt ieșite în relief. N-am și să le întoarcem puțin. Invers așa. Se observă cum sunt ieșite în relief petalele. Este senzațional. M-au întrebat la București că următorul stadiu care e. Păi trec cu petalele și cu florile pe ramă. Foarte interesant. Așteptăm acel moment să prindem și noi. Cum sunt copiii, elevii dumneavoastră? Cum relaționează cu dumneavoastră atunci când dumneavoastră le prezentați noi tehnici? Sunt deschiși? Vor atât de mult pentru că datorită ei au întâietate la calculator mai mult și e foarte bine părinții să-i lase pentru că ei sunt viitorul copiii. Și faptul că văd atâtea chestii, când tu le arăți că poți să facă și ei, e o minune pentru ei. Deci se complică, lucrează și Kenny, dar ce fac? Și iau mânuțele, wow, ăsta e secretul. Trebuie să-l faci, să-i dai curaj că poate și el. Corect. Și la urmă se poate observa magia creației. Da. Aș vrea să vă întreb, ce vă inspiră în lucrările voastre? Ce v-a inspirat? Sau la ce, atunci când creezi un tablou, dar îți vine o idee sau te uiți după un alt model? Da, mă inspir mai mult. Vedeți mai bun. Așa. Mă inspir mai mult de pe internet, dar când transpun pe pânză, modific oarecum anumite detalii. Îți pui propria mână, da. Să înțeleg. Da. Pentru noi e un refugiu foarte mare, liniștitor, și faptul că avem atâta curaj și atâtea materiale la dispoziție, avem ocazia să ne exprimăm foarte liber și cum, nu știu, dacă mai putem folosi alte variante pentru a face chestiile astea, și cred că o să ne ajute foarte mult și pe viitor și ne formează foarte mult. Cât timp aloci acestei pasiuni? Oricât de des se poate, pe săptămână în medie 3-4 zile, a câte 3-4 ore. Foarte frumos. O dată pe săptămână, pentru că eu am și alte antrenamente și școală și nu prea. Dar important este că îți găsești timp și pentru această pasiune, pictura. Prietenii, colegii voștri, ce reacție au avut atunci când le-ați arătat lucrările voastre? Cu siguranță le-au văzut? Da, au fost foarte impresionați. Prima dată nu m-au crezut că eu am făcut această pictură, dar pe parcurs m-au crezut. Și te susțin, presupun. Da. Aceeași întrebare. Eu am avut noroc de niște colegi care chiar au apreciat și chiar au fost deschise să învețe și ele la rândul lor și mi-am dat ocazia să le și ajut, să le și arăt și mă susțin în continuare și sunt foarte încântate de ce fac. Vă gândiți cumva la o expoziție personală? Momentan nu, pentru că nu știu dacă o să ajung atât de departe cu pictura. Eu da, și sunt foarte aproape să am una în curând și sper să realizeze. Da. Câte lucrări ai până în prezent? Nu știu dacă am un număr, dar știu că sunt demnă de o expoziție. Nu știu, 50 cred că terminate în medie. Pentru vârsta mea mi se pare. Felicitări, asta vreau să spun. Ai suficient de tablouri încât să organizez o expoziție și am fi onorat să venim și să participăm la deschidere. Mulțumesc. Sper să, la acel moment, să ne anunțați, să ne faceți o invitație la eveniment. Domnul profesor, observăm că nu este lângă noi, însă putem observa lucrările. Sala este plină de tablouri pictate pe șevalet, puse și pe această masă sau masă de lucru. Ce este? Așa, avem aici lucrările ale voastre? Da, e un șevalet, două. Da, pe șevalet? Da. Aici încă nu sunt prezente ale voastre. Aceasta este una dintre ale voastre? Nu. Realizată de domn profesor. Cum vă împărțiți timpul între pasiune și școală? Atât timp cât ne place ceea ce facem, se găsește timp pentru tot și toate, nu știu, adică ne influențează în primul rând starea, e pentru pasiune, ne facem timp oricând și oricum. Nu ar fi o problemă. Deci se găsește chiar dacă este școala online. Da. Se poate. Trebuie să găsim timp ca să facem pasiunile noastre, pentru că dacă ne băgăm numai în școală, nu o să avem timp și de noi, oarecum.
Aveți un anumit stil pe care îl abordați în pictură? Nu neapărat. Încerc câte puțin din toate. Noi încercăm să decombinăm, de fapt, și avem și metoda asta nouă cu pasta acrilică și ne ajută să ne exprimăm mult mai liber. Mult mai bine. Da. Aveți artiști care, ca model, mă refer, mari pictori mondiali? Noi l-am studiat și pe Aframov, dar prim plan îl avem pe domn profesor, care ne este mai mult decât de ajuns pentru tot ce facem noi. Da. Nu, pentru că fiecare pictor are stilul lui și noi nu putem merge doar pe un stil. Și oarecum domn profesor a dus arta picturii la un alt nivel și putem ne inspira de acolo. Domnul Chini, aș vrea puțin să ne vorbiți despre acei copii care sunt interesați să urmeze cursurile de pictură. Ce-i sfătuiți, cine este binevenit și care sunt condițiile? Deci la mine să vine de la 3 la 90 de ani. Nu-ți contează că ești copil. Dacă îți place, orice poți să faci. Numai să-ți placă, atât. Și poți să vină să se înscrie la Clubul Copiilor, la secretariat. Mulțumesc domnului director Boloca, că datorită lui am început eu să pictez mai de amploare așa stilul acesta 3D, că m-a provocat, că e locul unde se poate amenaja, e locul unde poți să arăți la copii, e locul unde mulți pot să vină să învețe ceva și de aceea m-am zis că oricine poate să facă, numai dacă îi place, atât. Să-i placă și să aibă voință. Da. Și în felul acesta este ajutat astfel încât să-și ducă potențialul la maxim în arta picturii. Absolut. Pentru cei care încă nu știu, vă reamintesc că în ștrandul din Roman, acele picturi frumoase care le putem observa pe albastru, pe bleu, din curtea bazinului, ca să spun așa, sunt realizate de dumneavoastră, cât și la intrare. Au fost și desene pe jos 3D, au fost, dar timpul și natura își face treaba, adică mă cheamă din nou să le, dar cred că am să le refac cu copiii care i-am acum, că au ajuns la un stadiu în care orice pot să facă și mă bucur. Încă nu s-au născut profesori care să ducă copilul până la capăt. La capăt însemnând să dea la facultate, să-l ajuți acolo. Ăsta e stilul de lucru în ziua de azi. Nu, gata, e dat o notă, o diplomă și la revedere. Nu e așa. Sau... Păi atunci s-a terminat totul după diplomă. Da. E bine de știut. Acum avem lângă noi un tablou deosebit. Ați folosit niște culori care... Romantice, ca să spun, e o comandă pentru litoral. Am vreo 10 lucrări în stilul acesta și mai mari, cam de vreo 2 metri jumate pe 1 metru jumătate am de lucru așa ceva. De aia e o provocare pentru mine, pânze mari și chiar pentru oricine. Orice doriți, orice există pe net, pe site-ul Pinterest, eu execut. Dar execută la stadiu, la ce vedeți, eu mai pun o treaptă. Ăsta e stilul ala Kenny, așa se cheamă. Stilul propriu. Da, și cred că în viitor n-am nimic cu stilul clasic, dar dacă sunt materiale, de ce să nu le folosim? Eu cred în cei care au inventat pictura, cei făceau un mojar culorile și lucrau, pe când noi le avem de-a gata. Și de ce să nu le folosim și instrumente, și pasteluri, tot felul de culori mai plăcute, mai închise, mai deschise, mai puternice, mai puțin puternice, pentru că asta e arta, să lucrezi cu orice. În lucrările dumneavoastră, pe ce ați pus accent? Ce reprezentați în ele? Sau pe ce vă axați? Întotdeauna nu m-a interesat, de exemplu, fac orice și toate anotimpurile, pot să fie și animăluțe, pot să fie și flori. N-am pictat primul meu tablou de flori, atât de chinuit a fost încât am zis n-am să pictez niciodată. La ce vârstă? Cred că primul meu tablou cu flori a fost la vreo 20 de ani și am zis că n-am să pictez niciodată. După ce am înțeles că trebuie să simți floarea, să știi cum arată petalele, cum arată poziția, cum sunt culorile,
Și acum au venit pasta și culorile acestea atât de minunate, de ce să nu faci deodată? Eu deodată, la mine nici nu durează mult, alții se chinui săracii, n-am nimic cu ei și eu într-o zi pot să fac și 100 de tablouri. Ne-ați uimit la acest... Da, asta e un adevăr, nu... Eu arăt. Mâniți vine pensula, creația... Vă vine, adică o expuneți pentru că sunteți inspirat și vă este simplu în cazul dumneavoastră. Am și copiii care vor să facă ca mine și am zis, bă, dar termină, bă, că ai o vârstă. Vrei să, eu am atâția ani de lucru și tu vrei să ajungi ca mine deodată. Ai timp. În 20 de ani mă întreci și ce să mai faci, ce mai inventez? Asta e. Da, e bine că copiii din ziua de astăzi sunt deschiși, dornici să învețe, să progreseze la urma urmei și, așa cum ați spus dumneavoastră, nu știm în 10-20 de ani unde vor să ajungă sau ce vor realiza. Aș vrea să creadă toți cei din oraș că dacă nu vin să vadă ce înseamnă altceva în pictură și în artă, o să le pară rău mai târziu. Pentru că una e să... vezi pe Facebook, una este că am văzut în poze și una este să vii să pipăi, să vezi că... Asta e secretul în artă. Nu poți să exprimi straturile care eu le... Cu cât, de exemplu, vreau o pădure. Trebuie să pui fundalul. Dacă sunt acum, pornesc cu culorile cele mai deschise și din ce în ce adaug și mai multe straturi și treptele până vin în față și pot să pun și copacul. Tot din pastă îl fac, copacul iese afară din pânză. Nu știu la ce stadiu se va mai ajunge, dar eu cred că asta e de viitor. Deci 3D combinat cu relief. Ăsta e stilul de lucru. Este fascinant ceea ce vedem în, la dumneavoastră aici, lucrările care sunt pe șevalet, cel puțin în momentul de față observăm 3D-ul ieșit în relief. E ceva aparte, e ceva deosebit. Am pregătit chestiile astea și pentru sărbători. De exemplu, am pe mese, sunt picturile care pentru martie, pentru ocazii, sunt ideale. Șampania să bea, cămașa se poartă, iar florile să o filez, n-am nimic și florile contează, dar pe când florile mele sunt, care pentru martie pot să țină și o viață întreagă. Corect. Domnișoarele, vă rog să reveniți alături de noi. Și aș vrea să-mi spuneți dacă aveți planuri de viitor și care sunt. Da, eu aș vrea să merg mai departe la o facultate și am început deja să mă pregătesc pentru admitere. Vreau să dau la o post-liceală ca să devin asistentă, dar momentan cred că îmi schimb planul, nu știu sigur. Nici hotărâtă încă. Veți continua pictura? Da, pentru că pentru mine este un refugiu. Când sunt stresată sau tristă, mă regăsesc în tablouri. Da, eu cred că la fel mă refugiez în funcție de orice stare aș avea, mă descarc și mă exprim prin tablouri mult mai sigur și am spus deja că vreau la o facultate să ajut mai mulți oameni da. Să mă urmeze. Foarte frumos, sunteți niște modele pentru cei mici. Ei pot observa că se poate și vrem să vină lângă noi o altă domnișoară și îți spunem bine ai venit! Ziua. Cum te cheam? Mă numesc Rusu Anastasia. Mă bucur să te cunosc. Aș vrea să-mi povestești puțin despre tine. De când ai început să pictezi? Eu am început să pictez de la grădiniță. Îmi plăcea foarte mult să desenez, să pictez. Și am vrut să evoluez foarte mult în pictură, să descoper mai mult pe mine, să... Așa, și de când am intrat la liceu, din clasa nouă, am început să colaborez cu domnul Kenny. Și cu ajutorul lui am reușit să... Nu știu cum să zic. Să evoluez mult mai mult, da, în artă, să descoper o altă treaptă a picturii. Cât timp aloci picturii? Nu știu, pe săptămână, pe zi sau... Păi, de obicei când am timp și ori după școală, ca să mă pot recrea. Ce stil abordezi în lucrările tale?
stilul în 3D, în pastă. Așa. Dar mă refer pe, nu știu, pe natură, pe portret sau nu contează? Mai mult pe natură fac. Nu, mai fac și portrete, dar mai mult place pe natură. Sau animale. Da. Te inspiri de undeva atunci când creezi tablouri sau efectiv îți vin gândurile și pictezi? De obicei mă mai și inspir, dar mai am și imaginație, mă gândesc ce aș putea face și atunci când vine, desenez pe pânză. Foarte frumos! Te-ai gândit cumva ca în viitorul apropiat să faci expoziții cu lucrările tale sau mai e de lucrat în acest sens? M-am gândit și la o expoziție, doar că mai am de lucrat până să pot ajunge să fac expoziție. Îți doresc succes în cariera aceasta și cu reușite mari și cât mai multe tablouri frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru toți cei care vor să vină să învețe artă, la Clubul Copiilor vă înscrieți și împreună cu copiii care deja i-am format să vedeți cât de repede prindeți. Nu există talent, există voință și muncă, pentru că numai prin muncă capeți experiență și automat de la un an la altul faci altceva. Am exemple care pot să facă ce fac eu de copii și le mulțumesc că au fost și au răbdat și au stat lângă mine și au învățat atâtea. Cred că ei vă mulțumesc pentru răbdarea pe care dumneavoastră o aveți și le-o oferiți astfel încât ei să evolueze în arta picturii. Deci cei interesați îl pot găsi pe domnul Kenny la Clubul Copiilor din Roman și aici puteți intra în această lume minunată a picturii, unde puteți învăța lucruri minunate până la cele mai mici detalii. Sperăm că domnul Kenny v-a convins și lucrările pe care dumneavoastră le-ați văzut între timp pe ecran v-au făcut să doriți să veniți la acest atelier de creație. Între ce ore vă pot găsi doritorii? Orele le avem de la 16 la 18 și de la 14 la 16. Și dumneavoastră ați subliniat la început emisiunii noastre că pot veni oricine, nu contează vârsta, chiar și 90 de ani. Vârsta, dacă îi place și vrea să învețe ceva nou, poate să vină. Poate să vină și nu există. Chiar și copiii care i-am eu au învățat deja să lucreze cu oameni care le place arta și vor să învețe. În mica noastră emisiune am încercat să vă prezentăm câteva lucrări minunate. Sfatul meu este să veniți să le vedeți real, pentru că este incomparabil imaginea de pe sticlă cu cea reală, în care vă puteți bucura de culorile reale, de 3D-ul expresiv. Vă recomand să veniți aici, să-l cunoașteți pe domnul Kenny și cu siguranță le veți arăta, le veți prezenta lucrările și veți introduce în lumea picturii, nu? Mulțumim CNS-ul, mulțumim celor care știu și apreciază că arta trebuie evoluată de la un an la altul și trebuie reprezentată prin imagini, prin tot ceea ce cred ei că îmi facem pe copii să vină cu plăcere. Domnul Kenny, vă mulțumim frumos pentru amabilitate, pentru timpul acordat, pentru lumea minunată în care ne-ați introdus. Fetelor și noastră, și vouă vă urez succes în carieră și să urmați în continuare acest drum, pentru că e cea mai frumoasă artă, pictura. Ne putem bucura de imagini și creație la nesfârșit. Succes, stimați telespectatori, mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dorim o seară minunată în continuare. Toate cele bune!